Bun găsit la Fabrica Doamnelor și Domnilor. Fără îndoială, căștirea zilei este faptul că, prin decizia instanței de la Ciocan, Vlad Filat a fost eliberat condiționat din penitenciarul 13, nu a făcut niciun fel de declarații. În schimb, a început un adevărat război al declarațiilor între, pe de-o parte, președintele Igor Dodon, respectiv ministrul justiției Fadei Nagacevski, și pe de cealaltă parte, fostul premier Maia Sandu și fostul ministru al justiției Olesa Stamate. Domnii Nagacevski și Dodon spun mai mult sau mai puțin deschis că eliberarea lui Vlad Filat ar fi nimic altceva decât rezultatul guvernării precedente a guvernului Maia Sandu, că de fapt ar fi unul dintre cele trei planuri pe care l-ar fi avut doamna Stamate, și anume să scape de dosarele soțului dânsei, să organizeze eliberarea lui Vlad Filat, respectiv o retragere onorabilă a Maia Sandu din funcția de premier. Replica nu s-a lăsat așteptată, doamna Stamate spune că nu e nici vorba de așa ceva, ci dimpotrivă, dânsa vorbește despre o făcătură pe care cei de la penitenciarul 13, într-o manieră încă neexplicată, ar fi făcut-o cu privire la acel document de eliberare, nefiind foarte clar de ce, când, cum. Pe de altă parte, și doamna Sandu a replicat și a spus că tot ceea ce domnul Dodon spune, adică încercarea de a se atribui guvernului Sandu eliberarea lui Vlad Filat, nu este altceva decât o minciună, un război politic împotriva unui candidat sau contracandidat puternic al domnului Dodon în cursa prezidențială de la anul, acest contracandidat nefiind altul decât doamna Maia Sandu. Desigur că eliberarea lui Vlad Filat naște loc pentru nenumărate speculații, cele mai multe de ordin politic, pentru că juridic vorbind, acolo cu siguranță se va putea găsi un motiv pentru care instanța a decis eliberarea înainte de termen, eliberare condiționată, ținem cont și de faptul că mai există dosare pe rolele domnului Filat și că tot așa, la fel de bine, poate reveni în penitenciar, dar nu despre asta vorbim acum. Latura juridică este una, ceea ce probabil interesant este să discutăm despre chestiunea combinată. Domnul Filat ar putea vorbi tot felul de lucruri, despre tot felul de actori politici, partide politice și așa mai departe. Eliberarea domniei sale vine într-un moment extrem de complicat. L-am văzut pe Igor Dodon lansând atacuri împotriva lui Andrei Năstase, care Andrei Năstase deocamdată nu a răspuns la nimic, nici la atacurile respective, nu a comentat nici eliberarea lui Vlad Filat. Atacurile domnului Dodon și la adresa lui Vlad Plahotniuc, despre care spune că va reveni în Moldova, doar în cătușe. Pe de altă parte, vedem și o întreagă mașinărie pusă în mișcare cu o viteză ieșită din comun și vedem și o atitudine rezervată a Partidului Democrat față de eliberarea lui Vlad Filat. Nici aici n-am văzut încă o reacție, dar am văzut, pe de altă parte, o, cum să o numim, colaborare punctuală, dacă doriți, așa cum au spus cei din PDM, între ei și cei din Partidul Socialiștilor, în ce a privit, de exemplu, moțiunea de cenzură, respectiv instaurarea noii guvernări. Acum rămâne de văzut ce se întâmplă cu cei care până nu de mult dețineau într-adevăr o poziție cheie și acum, într-adevăr, rămâne de văzut ce se întâmplă cu blocul acum. Mai rămâne un bloc acum, nu mai rămâne, există riscul unor certuri, pentru că, de exemplu, analistul Cristian Hrițuc sugera că undeva pe coridoarele puterii, n-a spus care dintre coridoare, cele de la Bruxelles, cele de la Strasburg, cele de la București sau de la Chișinău sau poate Moscova sau Statele Unite pe undeva, s-ar pune la cale fuzionarea dintre PPDA și PAS sub un singur lider, acest lider fiind Maia Sandu. Situația în care ar trebui să iasă din peisaj cu totul Andrei Năstase. De ce ar ajuta Igor Dodon la așa ceva? Rămâne de văzut. Haideți să încercăm să înțelegem tot ce se întâmplă. Și mă bucur foarte mult că deputatul PAS, domnul Mihail Popșoi, a acceptat invitația în această seară. Bine ați venit, domnule Popșoi. Bună seara. Și de asemenea mulțumesc și analistului politic Corneliu Ciurea. Bună seara, domnule Ciurea. Bună seara. Iată-ne deputatul, analistul, față în față. Dar am să încep cu domnul Popșoi, pentru că e un război care vizează și Partidul Acțiune și Solidaritate. Cum interpretați dumneavoastră toată această, hai să spunem, întâmplare juridică, poate și politică, a eliberării domnului Vlad Filat? Cine l-a eliberat? De ce l-a eliberat? Cine l-a eliberat e clar. E judecătorul de la Ciocana, tot acel judecător controversat care l-a și condamnat. Justiția actualmente este controlată de Dodon, până nu de mult era controlată de Plahotniuc. Deci trebuie să fie clar tuturor. Președintele Dodon, justiția controlată de dumnealui, l-a eliberat pe Vlad Filat. Dumnealui încearcă să dreagă busuiocul și să dea vina și să arate cu degetul. Dumnealui se dorește într-o situație în care tot ce se întâmplă mai mult sau mai puțin bun în această țară și așa trebuie, iar lucrurile mai delicate, mai controversate, să încerce să le dea pe spatele altcuiva. Vă spun cu toată încrederea, cu toată certitudinea, doamna Maia Sandu nu a știut nici cu spatele de acel pretins demers din partea penitenciarului 13, care rămâne să vedem dacă este autentic sau este o simplă făcătură. Și acest lucru poate
modul cum a fost chiar anunțat astăzi toată această epopee, trădează faptul că anume Dodon este în spatele acestei situații, ori doar la câteva minute de la eliberarea lui Filat de către judecătoria Ciocana, apare un blogger care postează deja acel demers din al penitenciarului 13, un blogger, o latrină politică, care a fost asociat cu Filat, apoi a lucrat pentru Plahotniuc, acum deja s-a dat cu Dodon. Ulterior, acest... trebuie să vă spun că dacă bloggerul la care faceți trimitere dorește să aibă replică, sigur, poate sigur. Să aibă... Dacă se identifică este cu noțiunea respectivă, cu mare okay. drag. Ulterior, în foarte scurt timp, informația din acea latrină politică a fost preluată de către Unimedia, care a fost cumpărată recent și se vorbește în târg că ar fi fost preluată de către Dodon și ar fi acum partea holdingului Dodon. Iarăși, dacă colegii vor dori să contrazică, pot să facă. Și președintele Dodon a dat reacție exclusivă la câteva minute după eliberarea lui Filat, anume pentru Unimedia. Acuzând tranșant, pe de parte spunea că este surprins, dar imediat a dat vina pe Maia Sandu. Ceea ce e ciudat, dar nu e surprinzător. Ori președintele Dodon de azi înainte va opera doar cu fake news, așa cum a obținut victoria în 2016 cu acel 30.000 de sirieni, așa pe parcursul acestui an ne va hrăni pe noi, pe toată societatea din Republica Moldova, cu fel de fake news, astfel încât să-și crească imaginea și să încearcă să-și ponegrească oponenții, pentru că doar așa știe dumnealui să câștige. E cer că dumnealui trebuie să-și asume această decizie a instanțelor de a-l elibera pe fostul lider a PLDM-ului Vlad Filat. Care este cauza? Este o explicație de ordin juridic, la care eu nu pot să speculez sau să o analizez foarte mult. Nu sunt jurist, sunt alții care sunt mai versați ca mine. Sunt alte explicații de ordin politic, contextul electoral prezidențial, discuțiile care apăreau prin târg despre o anumită colaborare dintre PLE și PLDM pe flangul unionist, care strica cumva cărțile lui Dodon, pentru că Dodon a mizat și continuă să mizeze pe concurența asta, pe lupta asta fratricidă, războiul ăsta fratricid de pe dreapta, dintre partidele, această puzdere de partide unioniste, astfel încât niciunul să nu treacă pragul și Dodon, jumătate din voturile unioniștilor să ajungă la Dodon. Cam asta era planul și continuă să fie planul. Dacă aceasta este explicația sau alta, urmează să vedem în timp. E cert că președintele Dodon trebuie să-și asume și lucrurile mai delicate. Nu doar milioanele de la ruși, aeroporturile civile sau militare, nu este clar, dar și lucrurile mai complicate, mai controversate. Bun. Iată punctul de vedere al domnului Popșoi. Am să mă întorc și am să vă întreb, evident, vorbind despre soarta blocului acum, de ce la început ați avut încredere în Dodon? Abia acum i-ați descoperit adevărata față, deși, sau așa cum o percepeți dumneavoastră. Dar, înainte de asta... niciodată încredere în Dodon, vă înșelați amarnic. Am fost nevoiți să mergem într-un parteneriat, într-o aranjament politic tranzitoriu, așa cum l-am numit noi pe față, pentru a scăpa de Plahotniuc. Și ne-a reușit acest lucru. Acum urmează să muncim în continuare să scăpăm și de Dodon. Acum rămâne de văzut dacă cu ajutorul PDM sau nu, pentru că alt ajutor foarte direct nu cred că ați putea avea în acest moment în Parlament. Dar haideți să auzim și opinia analistului politic. Domnule Ciurea, cum vedeți? Doar o secundă, vreau, în contextul în care ziceam că Unimedia și-a schimbat proprietarul, vreau să întreb... publica nu a ajuns cumva la Dodon, poate ne spuneți și nouă, pentru că el își consolidează acum holdingul mediatic și se bucură că a devenit unicul lider pe piața mediatică și eram curios dacă nu cumva și publica. Avem două variante, să vă răspund tot printr-o întrebare și să vă întreb dacă cei de la Unimedia v-au confirmat că eu a ajuns și atunci eventual vă infirm sau vă confirm și eu. Dar faptul eu, că s-a schimbat proprietarii e lucru știut. Am înțeles. Eu din câte știu, în ce ne privește pe noi, suntem absolut liberi și independenți în momentul ăsta. Pentru cât timp și cine ar putea fi interesat, asta deja o altă discuție. Mai liber ca odinioară sau la fel de liber ca odinioară? În conștiință, cel puțin la fel de liberi. Am înțeles. Bun. Domnule Ciurea, din punctul nostru de vedere, cum stau lucrurile? Cum arată toată această epopee, cum a numit-o și domnul Popșoi, eliberării lui Vlad Filat și cui folosește ea, de fapt? Pentru că ok, e latura juridică, dar e și un imens câmp de speculație politică. E un imens câmp de speculație, dar care cred se va consuma foarte rapid. În fond, nu cred că acest eveniment este de natură să marcheze profund opinia publică. Cumva, totuși, mi se pare că fenomenul Vlad Filat ca fenomen politic este un produs oarecum expirat.
Totuși vedem astăzi o confruntare așa politică între două tabere, stânga-dreapta, fiecare încercând să placeze vina pe umerii celorlalți, pentru că, asta trebuie să o spunem pe șleau, eliberarea domnului Vlad Filat miroase un pic urât și din această cauză trebuie să explici din ce cauză s-a produs. Important sunt cauzele de explicat și în aceste condiții, evident, nimeni nu vrea să-și asume paternitatea acestui pas. Și din această cauză vedem, iată, domnul Popșoi este în situația de a da explicații, de a nega, de a contesta afirmațiile socialiștilor și, evident, socialiștii vor face același lucru. Dar vreau să vă spun că pentru mine, nu știu cum pentru alți, cum e pentru alți telespectatori, pentru mine acest fenomen nu are o valoare deosebită. În fond, după cum mi se pare, polițienii nu trebuie, polițienii cu păcate, care își ispășesc pedeapsa, nu trebuie să fie murați foarte mult timp. Pentru că, bun, nu sunt criminali, așa, în serie, ucigași și așa mai departe. Crima politică este de altă natură, ei trebuie să fie sancționați, cu siguranță, dar termenul de 9 ani, de 10 ani, mi se par excesiv. Și din această cauză, unii ar spune că există totuși o corelație între proporția faptei și proporția pedepsei, ca să spunem de așa. De acord. Deci, cu siguranță, politicienii trebuie să fie sancționați pentru crimele pe care le comit, ele trebuie să fie probate în instanță, dar dacă aceste crime nu sunt în măsură să afecteze grav societatea, da, există o corelare între gravitate și pedeapsă, atunci politicianul poate să fie eliberat mai devreme, înainte de termen. Doamne Ciure, dumneavoastră aveți dreptate. Vlad Filat nu a ucis pe nimeni, din câte știm noi, dar el a ucis speranța și visul european a Republicii Moldova. Care, bun, este de o natură îndoielnică, pentru că acest vis european se ucide și în Republica Moldova, și la Bruxelles, și la Berlin, și în multe alte capitale europene. Și din Moscova tot este ucis atunci când există consimțământul europenilor. Deci haideți să nu ne presurăm cenușă în cap și să spunem că noi suntem autorii omorului visului european. Pentru că nu e adevărat acest lucru. Dar dacă e să distingem cumva situația, domnul Dodon acum înțeleg că are foarte multe locuri vacante în funcție de consilier. Și probabil că și-ar putea găsi un consilier pe domeniul financiar bancar, un consilier foarte bun, așa cum a sugerat colegul meu din platforma Dadinu Plângău. Ar fi o achiziție bună pentru președintele Dodon, un asemenea consilier ca Vlad Filat. Dar dacă e să discutăm latura juridică și cea politică în același timp, cu siguranță asupra lui Vlad Filat au planat și continuă să planeze multe suspiciuni de corupție, suspiciuni rezonabile, de corupție, de implicări în diferite scheme, pe de o parte. Pe de altă parte, nimeni nu poate nega că acel proces de care a avut el parte a fost un proces cu profunde carențe de ordin procedural. Și atunci este acea dilemă în mințile unor conaționali de-a noștri. Pe de o parte, probabil el merita să stea la închisoare, fie că 9 ani, poate mai mult, cine știe. Dar pe de altă parte, el a avut parte de un proces cu profunde valențe politice. Și CEDO a ajuns să-i reducă. Și în cele din urmă s-a găsit, din punctul meu de vedere, pe cale politico-juridică, s-a găsit un fel de mijloc de aur. Bun, în ce privește CEDO, înțeleg că decizia CEDO de reducere a pedepsei s-a bazat strict pe condițiile degradante din penitenciar. Numai că o asemenea decizie CEDO este una caracter general. Dacă domnului Filat i s-a redus, ar trebui să reducă tuturor celor din penitenciarul 13. Corect, de asta și întrebarea la justiția lui Dodon. De asta și toate întrebările la justiția lui Dodon. De asta e surprinzător. Deși pentru Dodon parcă era surprinzător, dar în același timp avea și răspunsul cine e de vină. Ori noi ne punem întrebarea, justiția actualmente controlată de Dodon, cum a făcut o asemenea excepție, exact așa cum sugerați dumneavoastră. Ne punem și noi exact aceeași întrebare. Bun. Haideți, până când se clarifică toate aceste chestiuni, ce țin de, până, eu știu, expertiza noastră asupra documentului emis de penitenciarul 13, va spune dacă el este autentic sau nu, în ce condiții a fost făcut, dat fiind faptul că exista o conducere provizorie numită de doamna Sandu, dar doamna Gacevski face trimitere și încearcă să sugereze
acolo tot felul de agături, dar până atunci, în condițiile în care, iată, domnul Filat ar putea spune diverse lucruri despre diverse personaje, inclusiv parte dintre ele din blocul acum, foști colegi de-ai dânsului. Mai există, de fapt, un bloc acum? Se încearcă zâzania aceasta între Andrei Năstase și Maia Sandu. Sigur, dar înainte de a vă răspunde la această întrebare directă, voi ați menționat pe domnul Năgăcevski și tupeu cu care minte președintele Dodon atunci când spune că i-a fost surprins de această decizie, pentru că are o întreagă țară de proști. Pentru că tot astăzi domnul Năgăcevski a spus că a avut dimineață o ședință cu conducerea Departamentului Instituției Penitenciare, pentru că ar fi fost acolo un scandal la Soroca. Deci domnul Năgăcevski spune că astăzi a avut o ședință cu conducerea Departamentului Penitenciare. Și nu a știut că există astăzi, că urmează să se întâmple astăzi o asemenea un eveniment de o asemenea învergură politică. Mi se pare cel puțin ciudat, dar cu asemenea minciuni sfrontate din partea colegilor socialiști, noi ne-am deprins. Puterea întotdeauna va susține teza că nu controlează justiția. Deci faptul că domnul Năgăcevski spune că n-a știut, cumva, în opinia lui, demonstrează, în opinia dânsului, demonstrează că ei n-au avut treabă cu ele procesul de eliberare. N-au știut, dar au știut ce ne devin. Păi, da. Asta, pe de-o parte, recunosc că pe mine și un alt aspect un pic m-a surprins de ce a spus domnul Năgăcevski, și anume că nu știa că domnul Filat mai are și alte dosare pe rol și că este cercetat și în alte... Bun, poate asta că știe toată țara. Asta vreau să zic. Poate că nu știi despre... Excepție, domnul Năgăcevski, se mai întâmplă. Fur două verze, da, și ești un oarecare din penitenciar, poate că ministrul nu trebuie să știe de tine, dar mă rog. Asta spuneam când Dodon minte de îngheață apele și are o țară întreagă de proști. Și, din păcate, cu asemenea abordare va trebui să trăim încă cel puțin un an de zile până la alegile prezidențiale. Pentru că fake news... Aici e o discuție, totuși, cum am ajuns în situația asta. E o situație cu adevărat poate jenantă, dar am ajuns inclusiv cu contribuția Drepte. Deci, de asta zic că nu trebuie să insistați. Păi, tot dumneavoastră ați spus că ați fost nevoit să faceți alianță cu domnul Dodon. Pentru da, ca asta a fost astăvară, dacă ați observat, acum este o altă alianță. Ați rămas în urma evenimentelor nu, politice. Nu, dar această alianță s-a produs ca rezultat deci al acțiunilor. Deci tot mai asta am înțeles. Nu, eu n-am spus asta. Am spus că este și contribuția dumneavoastră pe care cumva trebuie să vă asumați. Pentru că eu nu insist asupra acestui lucru. Că dar faptul că ne dați în totalitate rolul dumneavoastră, tot noi ne asumăm faptul că am eliberat țara de Plăhotniuc și vom munci în continuare să eliberăm țara și de Dodon. Bun. Acest lucru ne asumăm. Legat de blocul acum. O secundă. Exact, vreau să mă adaug o chestiune. Și dacă mai există blocul acum și care ar fi planurile sale, dar iată, ați eliberat țara de Plahotniuc. Spuneți, pe de altă parte, PDM-ul am văzut că se străde să se elibereze de cei pe care consideră prea strâns legați de Vlad Plahotniuc. Se cam creează... încet, cam greu. Aici cumva va trebui să discutați cu domnul Filip aspectul ăsta. Dar, eu cred că dumnealui trebuie să-și facă singur ordine în ogradă, fără mult ajutor din partea noastră. Nu neapărat, putem doar să-l încurajăm. Nu neapărat ajutor, dar sunteți deschiși. Iertare, ați vrut să spuneți ceva. Vă rog. Nu, spuneam că oricum, în cazul dat, graba nu strică treaba și poate ar fi cazul să interveniți, pentru că tot dumneavoastră doriți să rezolvați cea de-a doua problemă, să scăpați țara de Dodon. Ori în condițiile actuale, fără Partidul Democrat, acest lucru nu este posibil. Vedeți, dumneavoastră, numai cine ați acuzat precum că... N-am acuzat, eu din contră am spus că... Ne-ar trebui să ne asumăm că am colaborat cu Dodon. Păi, odată ce am calcat o dată pe greblă, acum să ne colaborăm cu PD-ul, care este unul în egală măsură de toxic ca și Partidul Socialiștilor, PD-ul nereformat, mă refer, cu aceiași Andronache, cu același Nichiforciuc, care bate cărările la Moscova și caută să-și vândă colegii ca bostanii, pentru că așa se discută în târg, că el este cel care negociază prețul vânzării, cumpărării colegilor din... Bun, asta așa o să vând bostani. Asta așa ușor speculativ. Bostanii sunt deputații care sunt de vânzare în Parlamentul Republicii Moldova, din păcate. Și am mai avut aveți situație. Aveți așa o dovezi clară în sprijinul informațiilor pe care le oferiți acum, pentru că iată, spuneți că, de exemplu, Nichiforciuc își vinde colegii la Moscova ca pe bostani. În sfârșit, la nevoie puteți proba toate lucrurile acestea. A fost și în presă prețul, dacă ați fost atent. Acum am presă să spun atâta încât
destul de complicat să mai știi ce poți și ce nu poți să crezi din ce se scrie, să spunem, presă. Dumneavoastră vorbiți despre fake news, foarte mult fake news. Ceva mai înalte. Dumneavoastră, dacă aveți o asemenea părere față de colegii dumneavoastră din presă? Eu sunt un individ realist, eu cel puțin îmi asum anumite lucruri, că alții nu și le asumă pe ale lor, asta e altă problemă. Presa în ansamblu nu este neapărat un etalon sau un standard. Chiar dumneavoastră a spus că se va opera foarte mult cu fake news. Unde altundeva decât în presă? Haideți să fim obiectivi. Fake news-urile care vin de la Dodon, ca cel 30.000 de sirieni sau acestea, sau în cazul campaniei de anul trecut cu oferirea închirii a Chișinăului arabilor. Deci sunt fake news-uri și fake news-uri. Ok, haideți să revenim. Deci înțeleg că deocamdată, pe de altă parte, nu prea vedeți șansă pentru dialogul dintre acum și PDM, chiar dacă pe spectru politic nu prea aveți alte opțiuni cu cine să vă, hai să spunem, uniți forțele, dacă nu neapărat aliați, măcar așa, pentru a lupta împotriva lui Dodon, cum spuneți. Cu cine luptați dacă nu cu PDM-ul? Cine altcineva v-ar putea ajuta din Parlament, să spunem? Alegătorii. În Parlament? Cetățenii Republicii Moldova. Cum ar putea să vină în Parlament să vă ajute, de exemplu? Ei ar putea să ne ajute în contextul viitorului scrutin electoral. Bun, dar până atunci? Până atunci muncim astfel încât să avem un rezultat pe măsură în viitoarele alegeri prezidențiale și parlamentare, dacă vor fi anticipate sau nu, sau parlamentare ordinare. Înțeleg. Asta este natura luptei politice. Partidul Democrat, dacă vă doriți să pună umărul, îi privește, urmează să se reformeze. Dacă vor avea curajul, capacitatea și maturitatea politică, până acum nu prea avem suficiente premize că ar merge într-acolo. Dar blocul acum sunteți convinși că rămâne împreună? Pentru că, iată, se încearcă învrăjbirea lui Andrei Năstase cu Maia Sandu. Evident că se încearcă. Ar fi ciudat dacă Dodon nu ar încerca să bage strâmbe așa cum a făcut-o Plahotniuc Odinioară, inclusiv prin intermediul acestui canal de televiziune, ani la rând. Să bage strâmbe între pas și aici doar o replică. Nu doar Dodon. Bine, Dodon încearcă să facă acest lucru. Sigur, și este oarecum ferest. Dar politic, nu puteți da vina doar pe domnul Dodon. Păi am zis și Plahotniuc a făcut același lucru. S-a vorbit și despre faptul că și vin niște sugestii și din Occident să fie reformatat blocul acum, cumva sub bagheta doamnei Sandu. Asta înseamnă o schimbare a relației cu Platforma DA și anumite modificări pe care tot voi trebuie să le operați. Voi și Platforma DA. Cred că este prematur, deși înțeleg cuvântul reformatare, resetare, este un cuvânt foarte popular la ordinea zilei acum în politicul moldovenesc. E un termen diplomatic care înseamnă, de fapt, o schimbare din care unii câștigă, iar alții pierd. Nu știu la ce vă referiți, cine câștigă și cine pierde. Important, orice s-ar face și noi, cei din Partidul Acțiune și Solidaritate, toate demersurile noastre vor fi îndreptate pentru ca să câștige cetățenii Republicii Moldova. Cât privește reformatare, nereformatare, relația noastră cu Platforma DA rămâne o relație de parteneriat strâns. Am trecut prin multe scrutine. Da, a fost dificil, relațiile au fost pe locuri tensionate, dar avem responsabilitatea a cei ce ne așteaptă înainte. Scrutinul prezidențial, scrutinul parlamentar, dacă va fi anticipat sau nu. Iar toate aceste strâmbe care ne le încearcă să ne le pună oponenții noștri politici, fie că e vorba de Dodon, fie e vorba de Plahotniuc Odinioară, aceste strâmbe doar ne fac mai puternici. Asta înseamnă această zizanie care ei încearcă să ne impună, doar ne validează pe noi, ca și partide politice, înseamnă că ceea ce facem noi facem bine, înseamnă că suntem o adevărată amenințare pentru ei, pentru corupții de la putere, fie cei de astăzi și cei de până în iunie. Și acest lucru cumva ne face să fim mai puternici și avem toată certitudinea colaborarea noastră cu colegii din Platforma DA, dar și eventual din alte partide autentice pro-europene, partide corecte, oneste, vom lupta împreună în viitoarele scrutine. Acceptând această retorică, aveți tot dreptul la ea, eu vă întreb însă altceva. Dacă, să spunem, în posibile parlamentare anticipate, puteți merge în continuare în forma aceasta, două partide, bicefalie, doi lideri și așa mai departe, în prezidențiale ar putea fi ușor confuz pentru electorat. Ce s-ar întâmpla, cum s-ar întâmpla și s-ar putea naște, într-adevăr, fără intervenții de afară, zăzanie în interior. Cine să fie candidatul? A mai fost această discuție cândva, a fost destul de greu, bătălia dintre doamna Sandu și domnul s-a mai purtat odată și a fost pierdută la limită. Unii spun că atunci, dacă ați fi jucat altfel cartea cu PDM-ul și ați fi acceptat sprijinul lor, doamna Sandu ar fi fost președintele țării.
sau președinta, ca să-i mulțumesc și pe cei. Epidemiul parcă ne-a susținut, nu ați uitat? Nu, eu înțeleg că doamna Sandu, dacă memoria nu mă înșală, a respins atunci orice ajutor din partea PDM-ului. Păi, dar PDM-ul atât de insistent ne-a susținut și domnul Plahotniuc și tot partidul și Constantin Botner spunea în acea registrare audio că așa ne mai susținea de nu mai putea. Spunea că Dodon este adevărata miză a Partidului Democrat și al lui Plahotniuc, pentru că Maia Sandu nu se poate înțelege, pentru că dumneavoastră este mult prea principială și nu vor putea colabora niciun fel. Dar nu au făcut exces de zel. Trebuie să recunoaștem. Fim serioși. Aducerea transnistrenilor organizat s-a făcut cu acordul și contribuția lui Plahotniuc. Dar spuneți-mi, de ce doamna Sandu nu l-a chemat atunci pe Plahotniuc sau pe alt pedemist de frunte la discuții? Se spune, bun, avem ajutorul vostru, dar uite, în condițiile astea. Nici chiar așa. De ce nu până la urmă? Vă pretindeți, sunteți un jurnalist cu experiență. Cum vă imaginați doamna Sandu să se fi putut așeza la masă cu un Plahotniuc? Simplu. Cu un Plahotniuc care cariera lui politică a început, din câte iarăși se spune în presă și în multe investigații, cu trafic de ființe umane. Niciuna dovedită până acum. Ei, asta o spuneți dumneavoastră. Poate instanța asta urmează să o facă. Asta aștept. O ceva din partea instanței. Înțeleg că acum are dosare penale cu Duiumu, care se prăfuiau până acum, cu spalare de bani, cu crimă organizată, cu trafic de... De ce doriți dumneavoastră? Curios. Cum vă imaginați, doamna Sandu, să se fie așezat domnul la masă? Vă răspund sincer. Exact cum s-a așezat cu Dodon. Cu același Dodon pe care domnul Litvinenko... Pentru a scăpa nume de Plahotniuc. Și ce s-a întâmplat bun după aia? Nimic. Iată unde ne aflăm și ne chinuim să ne convingem tot unii pe alții că ar trebui tot să facă... Exact, tot pe baricadă. Bun. Păi din am avut de ales între două rele și am ales răul cel mai mic. Acum a rămas acel rău de care trebuie să scăpăm. Și l-ați făcut foarte mare. Și acum alegeți... Noi l-am făcut sau Partidul Democrat? Nu știu, care... situația. Nu știu ce situația. Nu, zic, cine a votat guvernul Chicu? Situația generală, politicul moldovenesc. Cine a votat guvernul Chicu? Guvernul cel mai prorusesc guvern din istoria Republicii Moldova. Dar iertați-mă, dar de ce s-a votat? Cine a votat guvernul Chicu? Stați un pic, nu, de fapt era o formulă, n-am nevoie de iertarea noastră. Era doar așa un fel de a spune. Nu ar trebui să vă cereți iertare, pentru că acum ați dat dovadă de tupeu, că ați spus că noi acum suntem de vină de întărirea lui Dodon. Da, am tupeu de a spune asta și cu argumente cu tot, dacă doriți. Și eu care este argumentul? Eu vă întreb doar Partidul simplu. Partidul Democrat, dacă era un partid responsabil, acum era o lege anticipată. Eu vă întreb simplu. Ce calcul a făcut doamna Sandu când și-a asumat răspunderea fără niciun fel de susținere și a obligat PDM-ul, cu care n-a discutat deloc, să meargă în direcția opusă? Sunt calcule politice. L-a obligat? Da. Partidul, calcul responsabil, pro-european. Calcul politic se numește asta. Un partid pro-european mergea la legea anticipate acum și nu îl întărea pe Dodon. Și partidul pro-european sau blocul pro-european acum, de exemplu, de ce i-a susținut la vremea respectivă, învăța pe cei din Parlament să nu voteze vectorul pro-european în Constituția Moldovei? De ce blocul acum n-a votat limba română, de exemplu? Și așa mai departe. Au fost vreodată voturi în Parlament, iarăși trișați cu impertinență totală. Au existat în Parlament 67 de voturi? Nu, eu vă întreb ceva. Ocoliți întrebarea mea? Eu v-am întrebat foarte concret niște lucruri, la niciunul n-ați răspuns. Eu vă întreb, au existat vreodată în Parlament 67 de voturi pentru ceea ce propuneți dumneavoastră? Eu altceva vă întreb. Când erați în opoziție, ați sfătuit pe cei care erau în Parlament la vremea respectivă? Pentru că nu existau voturi. Dar puteau fi. E populism deșar. De unde? De la socialiști? Bun. Și acum, de exemplu, când... De la socialiști? Indiferent de unde, de la colegii noastre, era PLDM. Matematica parlamentară e foarte rigidă. Semnalul puteați să-l dați. Apelați la matematică atunci când vă convine și o negați când nu vă place cum arată. Vă întrebam când mai devreme. Când am negat matematica? Vă întrebam mai devreme. Cum a calculat doamna Sandu, de exemplu, asumarea pentru modificarea legii cu privire la Procuratura Generală, când știa că nu are susținere în Parlament? A fost calculul simplu. Nimeni nu s-a gândit că Dodon ar putea să meargă în coaliție cu Partidul lui Plahotniuc. Partidul lui Plahotniuc, din partidul coaliția asta acum este la putere. Noi ne-am gândit că Dodon va fi responsabil și va admite un procuror independent. Bun. Dar și nu va alege să meargă în coaliție cu Partidul lui Plahotniuc. Aici nu vă înțeleg, domnul Popșoi. Înainte, când erați în opoziția extraparlamentară, n-ați mizat pe faptul că PSRM ar putea vota ceva. Când v-ați aliat cu ea, ați mizat că ar putea vota și nu i-ați crezut în stare să voteze cu PDM-ul alături. Undeva e o incoerență aici. Ei sunt aceiași. Socialiștii nu s-au schimbat. Erau aceiași și în guvernarea Filip, aceiași în guvernarea Sandu, aceiași în guvernarea Chicu. Ei sunt aceiași, ei nu s-au schimbat. Noi credeam că Partidul Democrat ar avea o altă poziție. Pe de parte, Dodon va admite un procuror independent și nu va merge la coaliția cu Partidul Democrat. Deacov, de ce n-ați fost să discutați cu ei?
V-a întrebat domnul Deacov în Parlament, am impresia. Să discutăm ce, cu cine? Cu domnul Nichifor Ciuc? Cum vă comportați în asemenea situație? Cu Partidul Democrat nu puteai discuta, pentru că din septembrie, deja, Dodon avea 17 deputați din Partidul Democrat în buzunar la el. Și acest lucru se va dovedi în timp. Păi, stați un pic, deocamdată încă nu s-a dovedit nimic. Totul e așa, pe o sumă de speculații construit. Și asta e problematic. Deci nu admiteți că jumătate din fracțiunea Partidului Democrat ar fi gata să se vândă lui Dodon, așa cum s-a vândut odinioară Partidul Comuniștilor și Partidul Liberal Democrat. Poate da, poate nu, dar deocamdată e doar cu poate. 50 la 50. Și asta deci e un calcul foarte sensibil politic aici. Certitudinea, dumneavoastră, dacă nu știți, eu vă informez, că în Partidul Democrat există o ruptură foarte mare. Există două grupuri. Unul care nu și-a dorit să facă coaliție cu Dodon și altul, în frunte cu Nichifor Ciuc, și alți foști comuniști, cumpărați la timpul său de Plahotniuc, care și-au dorit să revină la matcă. Bun. Dacă ei vor cei care să vă răspundă, evit să vă răspundă. Partidul Democrat astăzi este ostaticul, sau fracțiunea Partidului Democrat astăzi este ostaticul acelei grupări care s-au vândut ca bostanii lui Dodon. Din și nou. Oricum asta nu anulează, chiar dacă admitem da, că aveți dreptate, nu anulează matematica. Faptul că dumneavoastră puteați să încercați atunci, în Parlament, să mergeți să discutați cu Partidul Democrat. Matematica, și să domnul Ciurea, cu cine? Cu 10 ei? Deputați? Dar de ce cu 10 deputați? Păi, păi din 30 scade 17, 13. Cu 13 deputați degeaba discuți. Adevărul este că n-ați vrut să discutați cu Partidul Democrat pentru că în continuare îi considerați incompatibil. Exact, și acum incompatibil pentru că nu s-au reformat, pentru că sunt aceiași deputați acolo. Cu borsetca lui Plahotniuc ce să discuți, domnul? Păi iată, nu știu, eu de exemplu am discutat la viața mea. Dumneavoastră, dacă nu vreți să discutați, dar de ce vă pare rău? Dar cu oamenii trebuie să discuți. Mai ales atunci când ei sunt... Eu nu sunt purist în politică, așa precum sunteți încă dumneavoastră, deși nici dumneavoastră nu mai sunteți purist pentru că ați făcut alianță cu socialiștii. După asta nu poți să pretinzi că ești curat ca lacrima. Păi din punct de vedere politic. Domnilor, pasul acesta cu socialiștii pentru a scăpa țara de Plahotniuc. Bun. Și ne-a reușit acest lucru. Foarte bine. Domnilor, va trebui să vă opresc, din păcate, indiferent cât de mult îmi place această discuție și vă mulțumesc pentru tot tonusul din ea și pentru toată retorica folosită. Sper să o mai continuăm, sper să existe replici la ceea ce domnul Popșoi a spus și din partea lui Dodon și din partea democrației și din partea cui mai trebuie, pentru că, sincer vorbind, dincolo de, nu știu, fierbântarea asta, sau poate chiar cu ajutorul înfierbântării acestea, se pot face pași înainte. Eu nu cred în ruptura totală a dialogurilor. Eu am senzația că dacă ruptura totală a dialogurilor se produce, nu apar decât fisuri din ce în ce mai mari. Nu știu cui folosește. Dar, mă rog, este doar o opinie mea. Mulțumesc mult, domnule Popșoi, pentru prezența în emisiune și, asemenea, domnului Ciurea. Și dumneavoastră, pentru atenție. Mâine încercăm să discutăm despre altceva, Consiliul Suprem de Securitate, întrunit de domnul Dodon, la care, față de ce avea ieri în plan, mai adaugă încă un subiect, acesta ale eliberării lui Vlad Filat. În sfârșit, vom vedea care sunt problemele reale de securitate ale Republicii Moldova. De ce am zis reale? N-am spus neapărat că Consiliul de mâine nu știe despre ce vorbește. Poate acelea sunt problemele reale, dar vedem ce spun experții de mâine din platou. Până mâine, numai bine!